Bun găsit, prieteni! Știm cu toții, multitasking-ul este extraordinar, să poți să faci mai multe lucruri bine în același timp, este un lucru de dorit sau cel puțin era până acum. De ce spun până acum? Pentru că a fost publicat un nou studiu și neurocercetătorii au descoperit că multitasking-ul ar fi biletul spre Alzheimer și că, pe lângă faptul că ne-ar obosi extraordinar, în timp și n-ar avea sub nicio formă un efect benefic decât pe moment și un efect benefic pentru ceilalți, pentru că de cele mai multe ori multitasking-ul înseamnă să faci un singur lucru pentru tine și restul pentru ceilalți. Da, deci a face mai multe lucruri în același timp, poate acest lucru poate să favorizeze apariția bolii Alzheimer și a multor altor probleme, precum stresul, oboseala și așa mai departe. Da, deci să încercăm să lăsăm lucrurile astea la o parte, ba mai mult decât atât, aceiași cercetători sunt de părere că practic, noi, din punct de vedere psihic, nu putem să ne concentrăm atenția așa cum trebuie la fel de mult și să fim la fel de prezenți în mai multe activități în același timp. Practic, una este principală, iar celelalte sunt secundare și, de cele mai multe ori, automatizate. Da? Deci, știm cu toții că putem vorbi la telefon în timp ce conducem, asta pentru că a conduce o mașină, chiar dacă nu avem cutia automată, este cumva un obicei automatizat. Pe când dacă ar fi să facem mâncare, asta presupune mai multe activități și nu putem să facem și lecții cu cei mici în același timp decât dacă suntem nevoiți. Sigur, exemplele sunt multiple și astea depind până la urmă de la o persoană la alta. Unii sunt mai puternici, mai obișnuiți cu astfel de situații și reușesc să facă față chiar la 2-3 activități în același timp, dar nu este bine asta pe termen lung, nu este un lucru benefic pentru noi, pentru organism, dacă ne dorim să fim sănătoși fizic, dar și psihic. Trebuie să o lăsăm mai moale cumva, să încercăm să le organizăm în așa fel încât să facem un singur lucru în același timp. Ce să mai vorbim despre situațiile în care ne simțim obosiți și cu siguranță că nici măcar o simplă activitate nu o putem duce la bun sfârșit. Sau dacă reușim să realizăm, nu reușim să facem performanță, să o ducem la bun sfârșit așa cum trebuie, să fim eficienți în ceea ce ne dorim. Odihna este foarte importantă, alimentația este foarte importantă și, de asemenea, organizarea. Eu mizez foarte mult pe organizare și pe prioritizarea activităților. Trebuie să încercăm în viață foarte multe lucruri de făcut, foarte multe lucruri pe care ne dorim să le facem, care la o anumită vârstă sunt și posibile. Nu mă refer aici la vârstnici care, sigur că au mult mai puține, au puterile mai slăbite și nu pot să facă față toți la aceleași responsabilități ca în tinerețe. Trebuie să ținem cont de toți acești factori personali și de aceste studii. Dacă la un moment dat ne simțim foarte obosiți fizic și psihic, să ne gândim dacă cumva în perioada anterioară am încercat și am făcut mai multe lucruri în același timp, dacă ne-am supra-solicitat, dacă nu am dormit suficient și mai cu seamă dacă am avut o alimentație proastă, o alimentație dezorganizată, mâncat la ore nepotrivite, puțin și așa mai departe. Țineți cont de toate aceste lucruri că sunt foarte importante și țin până la urmă de calitatea vieții noastre. Ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, numai bine!